Bună ziua! Am să vă vorbesc despre dialogul interior și condițiile de bază care ne creează și ne configurează prezentul și viitorul. Așa cum devenim ceea ce gândim, la fel devenim și ceea ce ne spunem. Cele mai puternice cuvinte pe care ar fi bine să le repetăm, în special în momentul în care suntem agitați, stresați, încordați, în legătură cu un eveniment care urmează să fie, sunt următoarele cuvinte. Mă plac, mă plac, mă plac sau mă iubesc așa cum sunt. De fiecare dată când ne spunem mă plac și mă iubesc așa cum sunt, fricile încep să se diminueze, iar în acel moment curajul începe să se amplifice. Aceste cuvinte, mă plac și mă iubesc, sunt atât de expresive încât subconștientul le acceptă imediat drept comandă. Astfel că limbajul trupului se îmbunătățește imediat, devin mai vesel, fața capătă o expresie mai drăguță, ne simțim mai bine cu noi înșine. Procesul de schimbare începe dacă lucrăm asupra conceptului despre noi înșine. Un prim pas ar fi în a elabora un plan personal clar, pozitiv, care să ne entuziasmeze, să ne inspire, să fie pe aceeași lungime de undă cu imaginea noastră despre cea mai bună persoană care am putea deveni. Dezvoltăm o imagine pozitivă prin faptul că ne imaginăm având rezultate excelente în tot ceea ce facem. Apoi atingem niveluri înalte și de nezdruncinat, de respect personal, prin faptul că ne iubim și ne acceptăm necondiționat ca fiind o persoană valoroasă și o persoană care merită. Deci merit să am cu tare lucru, merit să mă iubesc, merit să mă respect și așa mai departe. Cea mai mare parte a gândurilor și răspunsurilor noastre la evenimentele și oamenii din viața noastră este determinată de condițiile de bază, adică acestea sunt idei, credințe, opinii și concluzii la care am ajuns ca urmare a ceea ce ni s-a oferit în copilărie, experiențele care noi le-am avut în copilărie. Știm foarte bine că primii 7 ani de viață sunt foarte importanți, în care se formează atașamentul, personalitatea pe tot restul vieții. Practic, acolo este fundamentul, baza, scheletul. Cineva a făcut un scenariu pentru noi. Noi am fost actori în acel scenariu scris de părinții noștri, de educatori, de mediul în care am crescut. Toate constituie nu numai conceptul despre sine, ci întreaga filozofie de viață. Cu cât suntem mai convinși și mai inflexibili în privința condițiilor noastre de bază, cu atât mai mult acestea ne vor prezice și ne vor controla viitorul și tot ceea ce facem. Vom acționa după inconștient și după regulile după care am fost crescuți. Adică același film sau aceiași actori, dar în alte vremuri. Dacă, de exemplu, ne considerăm o persoană excelentă, plină de talente, prietenoasă, iubitoare, populară, sănătoasă, plină de energie, curioasă, creativă, etc., căreia i-a fost hărăzită o viață minunată. Dacă copilul a fost învățat cu aceste condiții de bază, clar ne vor conduce să putem să ne stabilim obiective, să muncim din greu, să ne dezvoltăm, să tratăm bine pe ceilalți și să facem față problemelor care apar pe parcursul vieții și într-un final să reușim. Nu ceea ce ni se întâmplă în viață este important. Semnificativ e doar modul în care reacționăm la ceea ce ni se întâmplă în viață. Practic, nu are importanță și însemnătate direcția din care venim, adică trecutul nostru. Ce este foarte important este direcția
înspre care ne îndreptăm. O zi bună!